daci în secția de cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina. Insectele mișună în voie în saloanele pacienților. Întrebată de jurnaliști despre această situație, conducerea unității medicale spune că dezinsecția se face periodic. Ce poate? Ia, uite. Uite, uite, chiar 2-3, uite. Da. Câte sunt? Câte 1-2, așa mai sunt. Dacă soluția nu-i bună, nu-și face efectul. Mai apare câte una. Câte o goangă. Câte o goangă. Pe unde mai apare? Pe unde le-ați văzut dumneavoastră? Pe pereți. E normal acest lucru? Păi nu e normal, dar nu sunt de vină cadrele medicale sau femeile de serviciu sau... E de vină cine nu le dă o soluție puternică să le omoare. Situația a ajuns și în atenția prefectului județului Olt încă de la sfârșitul săptămânii trecute, dar în momentul în care prefectul a mers să facă verificări, nu a fost lăsat să intre în spital, pe motiv că nu are un ordin de control. Prefectul a sesizat Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Pe 18 august însă, reprezentanții DSP Olt susțin că au făcut un control în spital și nu au găsit nicio neregulă. S-au pus la dispoziție documente privind ultima operațiune de dezinfecție, de ratizare, dezinsecție efectuată la nivelul secției, respectiv în 5 august 2023. Deci, practic, cu domnul controlului, ce s-a constatat? Deficiențe privind condițiile igienico-sanitare, pereți, pavimente deteriorate. La momentul controlului, reprezentanții DSP Olt nu au găsit gândaci, cum s-a spus. Nu pot să vă dau un răspuns concludent, dar gândacii se plimbă. Probabil că la acel moment au ieșit în evidența dumneavoastră. După ce gândacii au fost filmați în saloane, conducerea spitalului a venit cu explicații. Nu am negat niciodată că ar putea să existe posibilitatea vreunei insecte care să se mai plimbe, care să fie, dar totuși asta niciodată nu poate fi echivalată cu o infestare sau cu o invazie de gândaci sau de orice altceva. În Spitalul Județean de Urgență Slatina sunt internați peste 1000 de pacienți, iar anual aici vin să se trateze peste 30.000 de oameni din tot județul.